facultate ai terminat? Teatru și film și master în televiziune am făcut după. Au fost grele? Nu, facultatea mi-a plăcut cel mai mult din toată școala pentru că am făcut ceea ce iubesc să fac. Așa că mi-am dorit dintotdeauna să fiu cântăreață și actriță. Mai amintești ce note ai luat la licență? Da, am luat-o cu 9 și ceva. Învățai repede? Da. Îți învăț câteva pagini, nu știu, în 15 minute. Că ai memorie vizuală? Da, dar altfel de memorie nu am. Nu, dacă mă întreb ce am făcut alaltăieri, nu țin minte, nu știu. Eu am terminat facultatea de design vestimentar la Viena, după care am terminat un master la Paris, la Sorbona, în modă, în design, grafică și pictură. Ce notă ai luat la licență? Notă de licență nu existau, există bun, foarte bun și așa mai departe, iar eu tot timpul am fost la mijloc cu notele, dar ceea ce nu înseamnă că e să mai bun sau mai rău. Puteam să iau și rău, că până la urmă am fost un pic mai rebel, așa. Catinca, tu ce facultate ai terminat? Academia de Arte Plastice din România și după aceea o școală de modă la Paris și a fost greu, mai ales la Paris, unde aveam un program infernal ca de birou și unde examenele erau neiertătoare, sincer. Însă, în același timp, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă, pentru că să petreci anii studenției la Paris mi se pare ceva extraordinar. Ce facultate ai terminat? Teatru. Și cum a fost? A fost frumos. A fost o perioadă frumoasă, deși eu în ultimii 2 ani de facultate deja munceam, deja lucram în Buftea, obținsem primele roluri în telenovele și cumva n-am simțit facultatea. Mai ții minte ce notă ai luat la licență? IQ-ul de la licență? Au trecut vreo 15 ani de atunci, nu mai știu nicio notă, nu mai știu nimica, nu. Ce facultate ai terminat? Facultatea de muzică. Ce ți-a plăcut cel mai tare? Anul întâi îmi plăcea foarte mult pianul și așa că stăteam la pian până se închidea facultatea. Veneau femeile de serviciu și mă dădeau afară la 9-10 noaptea. După aia am început să învăț canto clasic și am avut o profesoară superbă care m-a făcut să iubesc foarte mult acest gen de muzică. Eu am terminat dreptul. Facultatea de drept. Cum ți s-a părut? A fost greu? A fost destul de greu, da. Se fac 4 ani de studii și după ce am terminat facultatea de drept am făcut master în științe penale. Dar uite că nu am profesat niciodată ca și avocat. În ce domeniu crezi că ai fi bună? Păi dacă am terminat masteratul în științe penale, cred că mi-ar plăcea să lucrez cu penalii. Îi face față? Cu siguranță l-aș face față, da.